China merge mai departe, încrederea în instituțiile din România este scăzută, iar corupția rămâne o problemă majoră, unde modificarea legilor justiției și presiunile asupra DNA au slăbit lupta împotriva corupției. Aceasta este concluzia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică într-un raport publicat astăzi. Organismul anticorupție recomandă desființarea SIJ, instituție care ar fi creat presiune asupra procurorilor și judecătorilor, astfel că dosarele de mare corupție au trenat. Raportul mai arată că Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 a vizat consolidarea integrității publice și prevenirea corupției, dar progresul a fost lent în unele domenii, precum sănătatea. Cu toate detaliile vine însă colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Bună ziua, Liliana! Bun găsit! Ar putea așadar România să fie sancționată din cauza corupției? Te ascultăm cu mare interes! Bun găsit, conform raportului publicat în urmă cu foarte puțin timp, DNA ar trebui să aibă resursele necesare și competența autorizată, dar mai ales independența de a face investigații. Cu toate acestea, organismul a recunoscut faptul că în ultimele două decenii în România s-au făcut progrese privind politicile anticorupție, însă în ultima perioadă acestea s-au mișcat într-un ritm foarte lent. De altfel, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică taxează și faptul că legile justiției au fost plimbate prin Parlament și reamintește acele modificări controversate operate în urmă cu câțiva ani de către Partidul Social Democrat, modificări care practic nu au fost reglementate 100% nici până în ziua de astăzi. De altfel, un punct fierbinte este chiar desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Aceeași recomandare primind-o România în urmă cu 2 ani și de la Comisia Europeană. Cu toate acestea, până în prezent, secția nu a fost desființată și mai mult decât atât ar urma ca în luna martie să fie transformată de fapt într-un altfel de organism care ar fi în subordinea parchetului general, cu toate că organismele europene au recomandat României ca acesta să fie în cadrul DNA. Totodată, raportul mai arată că Direcția Națională Anticorupție a fost supusă în ultimii ani unor presiuni politice considerabile, iar modificările care s-au creat la legile justiției au creat presiuni asupra magistraților și în astfel s-ar fi putut schimba cursul cazurilor de corupție la nivel înalt. De altfel, în ultimii 2-3 ani România nu a mai avut nicio condamnare într-un caz de corupție la nivel înalt, o problemă pe care o subliniază Organizația pentru Cooperarea și Dezvoltarea Economică în raportul publicat astăzi este și conflictul de interese care, spune organismul european, ar trebui controlate eficient. Totodată, documentul subliniază și faptul că în România încă există incompatibilități, iar legea achizițiilor publice este una foarte proastă. Cu toate acestea, organismul vorbește și de anumite progrese, iar în perioada următoare urmează să se întocmească un alt raport în care să se facă recomandări pentru România. De altfel, România la capitolul justiției este monitorizată chiar de la intrarea României în Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007. Cu toate eforturile făcute de către autorități, MCV-ul nu a fost ridicat până în prezent, astfel că România a intrat în cel de-al 16-lea an de monitorizare.